Bun găsit la o nouă prezentare despre Sursa Puterii. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Rugăciunea însoțită de credință constituie marea putere a creștinului și va aduce o biruință garantată împotriva lui Satan. Aceasta este motivul pentru care el ne sugerează gândul că nu avem nevoie de rugăciune. El detestă numele lui Hristos, mijlocitorul nostru. Și când noi îi cerem în mod stăruitor ajutor, oștile lui Satan sunt alarmate. Neglijarea rugăciunii contribuie la atingerea obiectivelor sale, deoarece în aceste condiții minunile lui mincinoase au șanse sporite de a fi acceptate.